cu siguranță. În anul 2013, în județele Giurgiu, Hunedoara și Prahova, se va derula un proiect pilot de pregătire a primarilor de comună. Pregătirea se organizează la nivelul fiecărui județ și se conduce de către Centrul Național de Perfecționare a Pregătirii pentru Managementul Situațiilor de Urgență din județele respective și sub coordonarea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a inițiat la solicitarea ISU Giurgiu proiectul pilot de pregătire a celor 51 de primar de comună din județul Giurgiu. În acest sens, Centrul Transfrontalier de Comandă și Coordonare a Intervenției va găzdui pe parcursul a două perioade, 25-29 noiembrie și 9-13 decembrie, cursurile acestui proiect. Până acum, aceste cursuri se realizau în cadrul Centrului Zonal de Pregătire Craiova, ISU Giurgiu făcând demersuri pentru pregătirea acestei categorii de personal pe plan local și reușind astfel diminuarea unor costuri. Importanța acestor cursuri este aceea că primarii sunt învățați cum să se comporte în cazul producerii unei situații de urgență, cum să managerieze această situație, ce documente trebuie să întocmească la nivel de comună și, de asemenea, vor avea întâlniri cu lectori din cadrul ISU Giurgiu, Centrului Național de Perfecționare de la Craiova, Crucea Roșie Giurgiu, DSP, și alte instituții cu atribuțiuni în gestionarea situațiilor de urgență. Prima etapă a proiectului, care se va desfășura în perioada 25-29 noiembrie, este dedicată inițierii primarilor care se află la primul mandat sau care nu au mai participat la acest curs, fiind vorba de 28 de participanți, iar alții 23 la cea de-a doua etapă a instruirii privind managementul situațiilor de urgență, gestionarea situațiilor la nivel local, protecția populației, bunurilor și a mediului în situații de urgență și activități practice, aplicative și de documentare. Acest curs este aprobat prin ordin al prefectului și este obligatoriu pentru toți primarii convocați, neparticiparea atrăgând sancțiuni contravenționale. Prefecții, consiliile județene și inspectoratele pentru situații de urgență din județele în care se va desfășura proiectul pilot acordă sprijin necesar organizării activităților de pregătire, inclusiv logistica necesară. În funcție de rezultatele obținute prin proiectul pilot, pregătirea la nivel județean va fi extinsă și la nivel național, începând cu anul 2014.